Haideți să vă arăt cât de simplu este să preparați acești colaci cu cartofi. Haideți să ne apucăm de treabă. Aveți nevoie de 4 cartofi pe care i-am făcut piure, apoi într-un bol am pus 700 de grame de făină, am adăugat cartofi, am pus și 7 grame de drojdie uscată, am adăugat o linguriță și jumătate de turmeric, apoi începem să frământăm aluatul câteva minute. Am adăugat și 60 ml de ulei, mai frământăm încă 10 minute. După ce aluatul este frământat foarte bine, o să-l acoperim și îl lăsăm la dospit timp de o oră. Dacă vă face plăcere, vă aștept și pe canalul meu de YouTube la cooking. Vă mulțumesc! După o oră am început să pun aluatul pe masă, am pus puțină făină, după cum ați văzut nu l-am lucrat foarte mult, începem să-l împărțim. Eu am împărțit fiecare parte de aluat să aibă câte 80 de grame. Acum dumneavoastră puteți să faceți după ochi sau depinde cât de mari doriți să fie colacii. Am început să-i rulez pe masă, trebuie să aibă lungimea de 35 cm, apoi îi vom împleti în două, la capete a trebuit să tai puțin, după care vom uni cele două capete. Am procedat la fel cu toți, i-am pus într-o tavă, i-am lăsat la dospit timp de 30 de minute, deasupra i-am dat cu niște ulei și am pus și niște susan, îi vom lăsa la cuptor la 200 de grade timp de 25 de minute, trebuie să verificați. Cam acesta este rezultatul final după ce sunt gata, eu sper că v-a plăcut această rețetă, nu uitați să o distribuiți cu prietenii dumneavoastră Aș vrea să știu în zona voastră cum se pregătesc colacii. Îmi puteți lăsa un comentariu. Vă mulțumesc!